Cele două palete, una, două sunt suficiente. N-am rubrica de la Neața care... Poți să răspund cu două palete? Dacă simți nevoia să mi le dai și mie, locul tău. Să schimbăm, vă rog, colegii din regie, ca să vedeți grafica. Doamnelor și domnilor, N-am rubrica de la Neața cu, nu știu dacă mare succes, dar cea care scoate la iveală, nu-i așa, diverse informații pe care nu le știați despre artiștii din România. Artiștii mari, ați văzut că nu facem N-am cu tot felul de... atenție mare, prima întrebare, sunteți gata? Copii? Nu. Bine. N-am, Michi, dăm o încărcătură, asta este. N-am făcut sex la telefon, SMS, internet. Ce s-a întâmplat? Prefer... ok. Am avut persoane care m-au tentat să facă acest lucru. Îți mulțumesc, nu prefer mai bine, cum se spune. Prefer mai bine pe viu. Da. N-am avut... Era telefonul rece. N-am avut relații de tip one night stand. Sper să ridicăm de mai multe ori. Lăsați! Lăsați-ne și pe noi cei care n-am avut ocazia să ne... N-am privit filme pentru adulți cu partenera. Cu partenera de acum sau orice parteneră? De unde și sexul la telefon, vedeți? N-am mințit pentru a proteja aventurile altora. Gabi, Jericho, n-am fost la o întâlnire aranjată, la un blind date. Păi nu, blind date Întâlnire aranjată sau blind date? Păi nu, întâlnire aranjată înseamnă că e aranjat în sensul că ți-a aranjat-o cineva. Blind despre date asta înseamnă... știu că ai fost, dar la blind date ai fost. Da, evident. N-am avut un ochi vânăt. Iarăși, de două ori. Asta e pentru ochiul ăsta, asta e pentru ăsta, da? Atenție, n-am adormit într-o situație socială, la film, la petrecere, la școală. Oho. Suntem artiști. N-am vorbit în somn. Să știi că poți să și minți la rubrica asta. Dar nu e cazul. Bine, e atât de poate la întrebarea asta. Gabi, Jericho, n-am fost îmbrăcat în rochie. M-am gândit bine. No, asta nu. Și ultima întrebare, n-am adormit făcând dragoste. Sau în timp ce făceam dragoste. Trebuie să fim sincer și vreau să mai spun că la toamnă mă căsătoresc, așa că de-aia am fost atât de sincer, ca să spun acum toate păcatele și cam asta este. Somn ușor, dragii mei, ne vedem mâine dimineața la 8. Prea mult, adorm de plictiseală, știi? Ce este peste 3 minute? Somnul ia. Atenție, Gabi! Am dat la oră jumătate. Cu tot cu taxi. Gabi și Jericho la Neața, mulțumim tare mult, mâine la 8.